Astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu Local Municipal, Ion Viorel a primit girul colegilor de a ocupa cel de-al doilea scaun de viceprimar rămas liber după demisia lui Andrei Neder. Ion Viorel a ținut să le mulțumească celor care au avut încredere și l-au votat și îi asigură pe buzoieni că va pune în slujba primăriei toată experiența sa. Mă bucur pentru votul acordat din partea colegilor, le mulțumesc. Le mulțumesc și celor patru care nu m-au votat, astăzi au fost 20 de consilieri prezenți din 23, au fost 16 pentru 4 împotrivă. Le înțeleg că știți cum este cu, mai ales cu partidele în ziua de azi. Sper prin numirea mea aici să fac tot ce posibil, cum am făcut și în alte domenii, și să fac numai bine. Mulțumesc domnului primar că a avut încredere și mi-a acordat acest prilej și privilegiu să fiu viceprimar al municipiului Buzău. Constantin Toma spune că încă nu a stabilit care vor fi domeniile de care se va ocupa Ion Viorel pe perioada cât va ocupa fotolul de viceprimar. Ne gândim, bineînțeles, vor fi atribuțiile împărțite cu celălalt viceprimar, cu domnul Ionuț Apostol. Îl cunosc de foarte mult timp pe Ion Viorel. A făcut foarte mult pentru sportul buzoian, pentru sportul național. A creat o imagine bună Buzăului și ca fotbalist de valoare, dar și ca antrenor. Și cred că vom avea o bună colaborare pentru a îmbunătăți activitățile pe care primăria le face, le are în sarcini pentru a rezolva problemele comunității noastre. Ion Viorel se află la al doilea mandat de consilier local, după cel din legislatura 2004-2008, când a reprezentat în deliberativul municipiului Buzău Partidul Democrat.